Știu, v-ați săturat de el zilele astea, dar vă mai rețin 2 minuțele cu premierul Mihai Tudose. Na, omul și-o caută, n-am ce să fac. Marți seara, aici la noi la TVR, vine vorba despre exploatarea de la Roșia Montană. Iată. Poate nu acum, poate nu peste 5 ani, poate nu peste 10 ani, peste 20 de ani, când tehnologiile avansează și nu vom mai folosi nici cianuri, nici halde imense de steril, un alt tip de exploatare. Interesantă abordare. E un subiect sensibil, iar premierul îl abordează ușurel, domne, așa, nu se precipită, nu sare cu târnă copul direct în mină. O ia pe ocolite, da, pe la Brăila cu schimbare la Făurei. Ia, să-l ascultăm mai departe. Am votat și eu cu 2 mâini în Parlament atunci pentru interzicerea cianurilor. Păi, vă dați seama? Mihai Tudose a votat împotriva cianurării. Domnule, ești un erou, ce mai? Încă puțin și ne spui că în vara lui 2013 ai fost la marile proteste, da, că ai urlat în piață alături de ceilalți activiști. Stați, domne, că nu e așa. Niște ONG-și din Cluj n-au halit-o. S-au dus să verifice votul ăla din Parlament cu interzicerea cianurilor. Și iată rezultatul. Domnul Tudose, stai, domne, jos. Nota 2. Ce-a făcut? Deci fix inversă, da. Tudose n-a votat pentru interzicerea cianurilor, ci împotriva interzicerii. Practic, el a mințit marți seara la televizor pe postul național. A mințit cu 2 mâini, ca să o spunem cu vorbele lui. Șeful, se cam adună tâmpeniile astea în dreptul matale. Ce aveți, mă, nene? E ceva stricat în scaunul ăla de prim-ministru? În ultimul timp fac tot felul de alegeri din astea ciudate. Da, credeam că Ponta a fost campion absolut la bătut câmpii. Dar văd că Tudose vine puternic din urmă, tati. Are deja câteva bazaconii în portofoliu. Nu stau acum să le recapitulez, dar am început să le adunăm într-un material. Și din ce în ce mai gogonate. Am zis că peste aia cu $500 care i-au dispărut lui de pe card în 2 ani nu poate să urce. Dar uite că a reușit. Mai taie din ele, nea Tudose. Nu de alta, dar la un moment dat nu o să te mai credem nici când ne spui bună ziua.